Astăzi, 24 ianuarie, România și românii din toate colțurile lumii sărbătoresc 165 de ani de la unirea principatelor române, Moldova și Țara Românească, eveniment ce reprezintă un reper major în istoria națională și care a marcat procesul de înfăptuire a statului național unitar român modern. La împlinirea 165 de ani de la unirea principatelor române, să nu uităm să sărbătorim realizările strămoșilor noștri, trăim și datorită lor într-un stat modern și democratic. Mica Unire, așa cum este numit evenimentul istoric de la data de 24 ianuarie 1859, a dat spațiului european un nou stat prin unirea Moldovei cu Țara Românească sub conducerea aceluiași domnitor, Alexandru Ioan Cuza, care la 24 ianuarie 1859 a fost ales la București domn al Principatelor Unite. Jur în numele Preasfintei Treimi și în fața țării mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor Unite, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie ajutor. Ziua cea mare a veacului, marele eveniment de la 24 ianuarie 1859, a avut continuitate în parcursul istoric al țării noastre, astfel că eforturile de unitate ale națiunii române au fost desăvârșite peste ani, la 1 decembrie 1918, prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și a Maramureșului cu regatul român.